Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Avem ca invitat în această seară pe domnul Adelin Ungureanu, cadru didactic universitar la Universitatea Petroșani, cărui îi spunem bun revenit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit la mulți ani, deși se încheie prima lună a anului 2019, sunt în studioul dumneavoastră pentru întâia oară pe acest an, așa că profit de o ocazie, fiind încă în prima lună a acestui an, să vă spun la mulți ani și emisiuni cât mai reușite și tot ceea ce vă doriți. Mulțumim, încercăm să pornim, să zicem așa, motoarele pe o temă foarte importantă. De fapt, dacă ați observat în ultimile să în ultimile zile, învățământul ocupă un loc foarte important în dezbaterea publică din mai multe motive. Uh, unul dintre ele și poate cu asta ar trebui să începem faptul că, iată, trece prima lună, nu avem buget aprobat și cu siguranță el nu va fi la nivelul de 6% cât prevede legea educației aprobată în anul 2011. Putem însă, să spunem altceva. Avem o declarație a lui Darius uh, Vulcov, de el trebuie să consilierul, fie marba. da, Consilierul premierului care spune că, în momentul când o să aflăm bugetul, și asta se va întâmpla vineri-sâmbătă, o să aflăm cifrele exacte, vom avea o surpriză la educație și sănătate, deci, practic, o dublare a resurselor de anul trecut. Ce ar fi de așteptat, să zicem, în acest context? Mai întâi de toate, nu e bine că avem în față încă un an în care bugetul statului nu a fost aprobat anterior încheierii anului calendaristic precedent, așa încât din primele zile ale noului an să poată să lucreze toate instituțiile, toate autoritățile publice cu noul buget. Nu se întâmplă pentru prima dată, se merge pe prevederi vechi, știm uh, cum stau lucrurile și cum se derulează ele. În privința acestui procent de 6%, uh, aproape că an de an discuția este reluată și, de asemenea, An de an nu reușim să, să atingem, nu, nu sunt alocațiile uh, bugetare în uh, suma stabilită, deși prin lege, cu alte cuvinte, de la bun început uh, nu respectăm legea și alocăm uh, învățământului tot timpul mai puține procente decât cele prevăzute. Niciodată nu s-a întâmplat să fie, să fie invers. Nici nu pe discuție în uh, acest sens. Uh, așa că se pleacă din nou cu stângul pentru că nu se respectă legea pe o chestiune care devine, cum să-i spun, tradițional în sens negativ, de a se aloca mai puțin bani educației decât a stabilit legiuitorul sub procentul indicat. Așteptăm surpriza. Da, să vedem și surpriza, însă deocată haideți să plecăm pe ce avem în acest moment, mai ales că știm, deja e un, -a, a spune scandal, oricum e o dezbatere pe locurile de la liceu, dar o să ajungem și acolo. România ocupă un nedorit loc de lider în Europa, la cei mai puțini bani alocați educației, cum, cum spunea. România și ignoră copiii din zonele rurale și de romă, așa spun studiile Comisiei Europene. O altă tendință îngrijorătoare e îndepărtarea elevilor de facultate. De asta am și subliniat, abandonul școlar pentru segmentul 18-24 a crescut în ultimii ani, se duce spre 20% în România. Trendul are consecințe atât pe piața muncii cât și la nivelul creșterii economice. Și, bineînțeles, Comisia Europeană identifica în urmă cu un an și alte probleme ale învățământului românesc, și anume. Uh, profesori slab pregătiți, creșele sunt prea puține la, uh, în, orașe. în orașe, lucru cu elevii cu cerințe educaționale speciale este aproa deci aproape că nu există și multe, multe alte probleme. Uh, am subliniat un lucru foarte important, faptul că, deși suntem printre și Uniunii Europene la persoane cu studii superioare, noi avem o mare problemă din acest punct de vedere pentru că, iată, se reduce de la an la an, sunt tot mai puțini cei care termină un liceu și îi regăsim în universități. Chiar dacă nu părea așa, lucrurile cam așa stau. Da, și acesta pare că va fi și trendul în perioada următoare, vor fi tot mai puțini absolvenții de liceu sau, mă rog, promovații cu bacalaureat și Implicit mai puțini studenți. Aici avem un paradox și nu este un paradox uh, al acestui an. Vine cu ceva ani în urmă și ne menținem pe aceeași poziție la nivel european, adică avem puțini studenți, procentual comparativ cu celelalte state ale Uniunii Europene, chiar și din afara Uniunii, și totodată uh, facem ce facem ca numărul acestora să nu crească, ci din potrivă să scadă. Prin măsuri legislative, dar și prin încurajarea continuării studiilor, inclusiv pe piața, pe piața muncii. Există și aici e bine, se simte pe piața muncii o, o ofertă de locuri de muncă mai mare decât în anii trecuți. Asta e un lucru bun. Pe de altă parte, această ofertă include puține posturi care prevăd studii superioare, ci din potrivă muncă poate necalificată. Nu mai prevăd sau... nici liceu. Asta da. e marea problemă. Da, este și o vorbă că, mă rog, Europa nu ne vrea chiar atât de bine pregătiți, dar să considerăm că ea nu este uh, întru totul reală, pentru că la urma urmei de nivelul de dezvoltare a tuturor statelor care formează Uniunea, nu mai mergem pe acea variantă cu cele dintr-o categorie și cele dintr-a doua, va menține Uniunea la un anumit nivel în disputa continuă economică și nu numai cu Statele Unite, cu China, cu Rusia și cu alte centre economice, cu alte centre de putere ale lumii. Deci nu ai niciun interes să ai diferență sau state foarte slabe în cadrul Uniunii pentru că la urmă urmei acestea te-ar trage în jos. Așa încât un pic de sprijin al educației Poate că ar trebui să vină și dintre acolo. Suntem în curs și într-un moment în care se fac, se aprobă numărul de clase pentru anul școlar următor, numărul de clase la nivelul liceului. Vom avea, după cum spune ministerul, care a împărțit totalul numărului de absolvenți din striptei, l-a împărțit la 28 și a rezultat un număr de 115 clase. Vom avea din 115 vreo 40 de clase de școală profesională. Da, e adevărat, e o criză pe piața muncii, avem nevoie de muncitori mai mult sau mai puțin calificați, însă aș dori să comentez cum ne mai ducem noi spre cursa asta, de adică să avem mai mulți absolvenți de învățământ superior, cum este în Uniunea Europeană, în condițiile în care vom avea iată, sub 80 de, cl sub 80 de clase de liceu, cu teoretic cu tot. Asta ar fi prima întrebare. Și a doua, cât. Bun, încurajăm școala profesională, e normal să o facem așa, dar nu cumva în dauna calității și să avem de, din ce în ce mai slab pregătiți pe piața muncii, tocmai pentru a-i plăti mai slab. Da, este imposibil să avem studenți mai mulți și implicit absolvenți de studii superioare cu această nouă direcție, cu încurajarea acestui învățământ pe rută profesională. Acolo elevii vor avea trei ani iar dacă doresc să continue studiile ale încă 2, clasele a 11 și a 12, după care pot susține bacalaureatul, în prima variantă, după ce absolvă școala profesională de 3 ani de zile, e un atestat, da. da obțin atestatul, calificarea și pot să muncească și cu siguranță cei mai mulți nu vor mai fi interesați să continue studiile. Obțin calificarea doar de lucrător. Adică, practic, un om care teoretic, nu, -i, nu e acel meseriaș de care vorbeam, ci un simplu lucrător pe care îl plătim la nivel minim ca un muncitor necalificat. Da, și care la vârsta la care obține această calificare s-ar putea, și aproape sigur, pentru cei mai mulți să nu fie major, să nu aibă 18 ani, așa încât și pe piața muncii nu poate așa cum știm, până la 18 ani dreptul la muncă este condiționat de un anumit program, anumite condiții de muncă și așa mai departe. Deci chiar și acea calificare, o angajare imediată nu îi oferă prea multe perspective, dar Uh, în ceea ce privește uh, continuarea studiilor din acest punct de vedere, lucrurile lucrurile nu par deloc în regulă. Vom avea cu siguranță mai puțini studenți și mai puțini absolvenți, deși și așa din acest punct de vedere eram uh, la coada clasamentului uh, european. Îmi vine, îmi vine, în minte acum și o, o, o mică znavă, ceva de genul că sunt cei de pe locul 1, locul 2, locul 3, pauză și pe urmă urmează, pe urmă vine și ultimul loc. Către asta ne îndreptăm. Deci suntem acolo la sfârșit și facem în așa fel încât să crească diferența dintre noi și cei dinaintea noastră. Vor fi, evident, efecte în lanț și, din păcate, efectele se vor vedea în an și în zeci de ani pentru că rezultatele sau produsul învățământului nu se vede imediat, se vede pe o perioadă lungă de timp. În ceea ce privește uh, partea de început a întrebării dumneavoastră, cei 28 de elevi dintr-o clasă, luați în calcul. Și aici ne ducem uh, cu aprecierii încă din anii 90, și anume că un învățământ, o clasă cu 28 de copii este numeroasă pentru a face performanță. Uh, mai ales când vorbim de aplicații, nu neapărat de predarea în sine, ci de uh, diverse activități aplicative, o subclasă sau o grupă de 14, de 15 copii este una abordabilă așa încât să poată fi cu toții implicați și să avem ceva rezultate. În rest, se va lucra cu un uh, număr mare de copii, și în ceea ce privește dobândirea de competențe, rezultatele vor fi ca și până acum. Da, avem un, un mesaj chiar de la început și e foarte interesant. Mărturisesc că mă gândisem și la o lua asemenea întrebare, dar o să vă citesc mesajul. Semnează profesor Popescu Radu Motru, se spune așa în mesajul, în mesajul respectiv, Domnule, domnilor, luați în discuție faptul că acești copii de care termină clasa 8-a nu mai au dreptul a se duce spre învățământul de calitate. La acest moment ei sunt obligați să meargă la profesională pentru că nu vor prinde locuri la liceu. Foarte mulți dintre ei. Vi se pare corect în secolul 21? Foarte corectă observația domnului profesor, îi mulțumim și îl salutăm cu această ocazie. Uh, dreptul la educație este un drept fundamental, este prevăzut în Constituție. Sigur, uh, decidenții se acoperă în respectarea acestui drept pentru că oferă alternativă atâtea locuri pe uh, uh, învățământul rațional și apoi uh, restul locurilor repartizate prin aceste școli profesionale. Doar că nu va mai exista atâta libertate în opțiune sau în alegerea uh, profilului de studii pentru că numărul de locuri la licee va fi limitat și atunci Dintre aceia care ar fi optat uh, pe prima variantă vor fi nevoiți să meargă pe uh, ruta aceasta a școlilor, uh, a școlilor uh, profesionale, așa cum am zis, cu 3 ani, eventual 3 plus uh, 2 până la absolvirea liceului și a bacalaureatului. Nu este normal și... Bun, era corect, pe un, adică este corect să nu mai avem situații în care un copil cu doi la evaluare națională să meargă la liceu. Da, dar vom dar, avea copii cu 6, 7, da, deci copii buni, care nu vor găsi locuri la liceu și vor fi nevoiți să meargă pe această rută ocolitoare. Situația am putea eu. o avea chiar la nivel de târguji, unde sunt foarte puține clase pe învățământ liceal-tehnologic, și sau mai există vocaționalul și teoreticul. În schimb, atenție! Vom avea, avem foarte multe clase de profesional. Dar dacă la Târgu Jiu, până la urmă nu-ți convine, ești din zona 9 mai, nu, nu știu, te duci în cea meu sau ceva de genul ăsta, ce facem cu cei care sunt în anumite zone în care sunt închiși, n-au bani părinții se țină la școli și din nu oraș, au alternativă. Nu vor avea alternativă, în sensul le, e o singură clasă aprobată de învățământ tehnologic, exemplu Mătăsarii, exemplu a fost scandalul de la Bâlteni uh, și multe altele. Ce depășește 28 de copii, nu mai au loc da. pe... Sunt numai în zona respectivă sunt absolvenți de 2-3 clase de clasa 8 da? Și ei vor avea, deci acești copii, dacă n-au posibilități materiale, sunt obligați să intre la clasa de aici și apoi la clasele de profesională, pentru că n-au bani să meargă, nu știu, de neam de, de mătăsar, n-au mers la, la motul turcen. Nu vor mai, mai găsi locuri loc. nici în altă parte, pentru că, așa cum v-am zis, aceste clase vor fi ocupate cu medii mari de către absolvenții din fiecare din fiecare zonă cred cred că încet încet este o formă de constrângere în alegerea tipului de studii se recunoaște dreptul de, de a fi educat, de a învăța mai departe, însă condiționat dacă e bine sau nu vom vedea, tin să spun acum că e o măsură forțată da, nu ar fi fost mai simplu și aici chiar un partid politic își face campanie electorală în ultimile zile pe varianta cu reintroducerea admiterii în examenului de admitere în liceu. Da, dar fondul rămâne același, pentru că menținând același număr de, de, clase la liceu, doar cei care vor ocupa primele locuri sau, mă rog, până se ocupă aceste clase, vor accede în clasele de liceu, iar ceilalți vor merge pe, pe o pe un tip de studiu pe care poate nu și-l doresc, sau nu și-l doresc la ora actuală. Vedeți, este și o decizie care implică nu doar copilul în sine, vorbim de minori, ci și părinții, la rândul lor aceștia își doresc ceva mai bun pentru lor. sau, mă rog, poate își doresc altceva. Vor fi și copii care, prin prisma absolvirii acestor școli profesionale, vor reuși să câștige să se angajeze, să câștige bani mai devreme, poate în țară, poate în străinătate, însă ceea ce contează este libera alegere la sfârșitul învățământului gimnazial și aceasta este, este afectată. Și revin la ceea ce am spus Adineauri, consider că pentru activitățile aplicative clasa cu 28 de copii este numeroasă, este mult prea numeroasă pentru a avea rezultate. Pentru a avea rezultate mai bune. Că, pe un anumit nivel, ați, ați spus dumneavoastră inițial despre ceea ce consideră Comisia Europeană în privința nivelului de pregătire. Una este să lucrezi cu 28 de copii, alta este să lucrezi cu 15 copii. Bun. Avem deja restrângerea aceasta, care în următorii ani, dacă va fi lăsată așa, va afecta clar nivelul, uh, numărul de absolvenți la liceu, care oricum sunt undeva spre suta de mii, pentru că termină o generație la undeva, au mai fost generații acum de 140-150 de mii, dar bacalaureatul luau undeva spre suta de mii. Practic ne vom duce și mai jos, cu aceste clase de profesională forțată, deci în următorii ani vom avea foarte, mult mai puține absolvenți și teoretici, nu numai practici. Da, se estimează în 3 ani de zile, 3-4 ani, ca numărul absolvenților să fie undeva între 60 și 80 de mii de, de... Bine, asta e și reducerea populației școlare. Deci la nivelul elevilor care vin... Intră în clasa pregătitoare. Gorjul, de exemplu, are o diferență de circa 2000 de elevi față de generațiile care ies acum, deci, într-un ciclu de 12 ani, da? 13? S-a produs o diferență foarte mare de populație, deci a scăzut populația. Dar, încă o dată spun, acum, și asta chiar vă întreb, ați trecut prin asta, sunteți în învățământul superior. Cum vedeți, pe care îl vedeți mai pregătit, să zicem așa, un absolvent, un lucrător absolvent de profesională sau un tehnician în ceva, că așa este calificarea, Absolventul la de liceu. absolventul de liceu, până ajunge în învățământul superior? Fiecare s-ar putea să fie pregătit pe domeniul lui în, în viață. Cel care termină o școală profesională, nu știu, veniți dumneavoastră cu un exemplu, pe domeniul auto, pe G da. va fi pregătit pe acel domeniu, cel care este absolvent de uh, profil economic, poate că va fi un uh, contabil uh, bine pregătit. Acum uh, tnkg G nu se va pricepe la contabilitate sau foarte puțin și nici contabilul la aspecte legate de, de tinichigie. De, tinichigerie. Tinichigerie, da. E ca, vreau să zic e ca și în uh, povestea aceea a unui tânăr care vine acasă și spune mândru că a reușit să învingă un campion mondial de șah și un campion mondial de tenis în aceea zi. Curios, îl întreabă lui, cum ai făcut? Păi pe cel de șah l-am rupt la tenis și pe cel de tenis l-am znopit în bătaie la șah. Bun, trecând peste, peste aceste aspecte ca să mai denstindem un pic atmosfera, că nu vin vești prea bune pe domeniul educației, așa cum ați scos în evidență, Absolventul de liceu probabil se va, încadra, se va încadra și își va continua studiile uh, la o facultate, din profilul celor liceale sau pe un alt domeniu, uh, absolventul de școală profesională probabil se va angaja și se va gândi dacă va continua liceul sau dacă îl va face peste un număr uh, de ani, când uh, interesul și atenția asupra ceea ce înseamnă învățământ vor fi uh, diminuate. Per total, va pierde țara în ceea ce privește numărul de absolvenți de uh, școli superioare, și, așa cum v-am zis, în statistici ne vom situa și mai jos. Că e bine sau că e rău, viitorul ne va, ne va dovedi. Bine, avem și o altă problemă. Foarte mulți absolvenți la noi de liceu, nu mai vorbesc de învățământ superior, uh, se formează în România, dar pleacă să muncească calificat în, în străinătate. Deci pe undeva poate e o raționalizare a cheltuielilor statului pe, această, pe acest segment. Îi băgăm la profesional unde unde teoretic agenții economici, există și învățământul dual, pot să financeze și acest învățământ deci o parte a cheltuierilor sunt scoase de la stat. Dar avem altă problemă și încă o dată întreb și nu o fac retoric tocmai ca să spun așa bănuim toți răspunsul firmele private nu îi împiedică nimic să patroneze și licee și învățământ tehnologic, dar sunt foarte interesante doar de lucrători doar de cea mai slabă calificare în domeniu. E adevărat că noi avem o industrie la Gorj, pe lângă complexul energetic Oltenia, fabricile de cablaje ce mai fac angajați, unde nu trebuie foarte mult sau calificarea se face chiar la locul de muncă, la fabricile de cablaje la acest la acest moment. Mi-s-ar fi părut corect, mai ales dacă ar fi de viitor ca acești agenți economici care fac că am dat exemplu cablajelor să vină, vreau trei clase sau vreau o clasă la nivelul nu știu cărui liceu de, pentru cei care să lucreze în domeniu. Nu se face acest lucru de se caută o, încă o dată spun și am mai spus-o din această emisiune, se caută e, salarizarea cea mai mică, dacă s-ar putea și reduce, că am văzut deci în niciun caz nu este o ofertă serioasă. Se dorește să se facă bani nu din performanța industrială, economică, ci doar din aceste reduceri pe forța de muncă. Da, așa este. Interesul fiecărui agent privat este cel care privește firma acestuia și, și calculează în așa fel încât să-și maximizeze, să eficientizeze activitatea, să maximizeze profitul ofertele de muncă în zona Târgujiului, în zona Gorjului și nu numai în Gorj, ci și în alte județe pe studii superioare sunt, și nu numai superioare, pe o muncă, pe o anume calificare sunt limitate, în schimb pe acest tip de muncă necalificată apar tot mai multe oferte, iar în privința interesului de a susține învățământul din partea acestor agenți economici, constatăm cu bine știți că este unul destul de scăzut. Uh... Un, un domn Ioan Dumitru ne iatea să cu semna, semnate mesajele. Spune așa: cum vă explicați faptul că Uniunea Europeană încurajează încurajează doar această calificare slabă la nivelul unor țări, în timp ce la altele învățământul superior primează? N-am vrut uh, să insist nici prea mult adineore pe Europa cu două viteze, și sper și cred că lucrurile nu stau așa: că vor fi încurajate toate statele Uniunii, vorbim de, iată, fără Marea Britanie acum cu unul mai puțin, peste o lună de zile, 27, uh, vorbim de un tratament egal, cel puțin la nivel declarativ. Din păcate, nu doar la învățământ s-au observat unele diferențe. Dacă vreți, și în plan legislativ, ați văzut, de vii în de discuție, că anumite chestiuni din proiecte sau propuneri legislative pe legile justiției au fost dur criticate la nivel european, deși prevederi similare se găsesc și în legislațiile altor state europene și acolo nu a criticat nimeni, ba din potrivă, nici nu au pus în discuție. Dacă așa ar sta lucrurile, și anume a se dori ca statele, și să spunem geografic, din zona de est a Europei să fie mai slab dezvoltate, și din punct de vedere al pregătirii tinerilor, ar însemna un lucru. Nociv pentru, pentru națiunile situate în această zonă a Europei. Sincer, nu cred că se dorește acest lucru, sau dacă s-ar dori, ar fi mai multe semnale, dar, iată, fiecare țară are posibilitatea să gestioneze aceste resurse. Nu ne obligă Uniunea Europeană să ținem clase suprapopulate cu aproape 30 de copii, să avem școli profesionale cu locuri cu locuri mult mai multe decât piața o cere să avem specializări la urma urmei și la învățământul superior menținute care nu au căutare pe piață și așa mai departe. Deci aceste chestiuni țin de bucătăria internă a fiecărui a fiecărui stat. Așa încât până la a critica pe cei din Europa, că ne vor mai mult sau mai puțin binele, să privim în propria ogradă și să vedem ceea ce este de făcut. Nu, este adevărat însă că uh, nu ne apropiem, să zicem, de standardele europene, ba din contră, părem să mergem în, în direcția cealaltă. Dar, acum, și aici este privită din perspectiva. Să zicem unui, unui agent economic care vine în România, să nu vorbim de ai noștri, dar tot aia este. Privește, lui trebuie forță de muncă. Și aici, da, da, foarte ieftină. Și normal că învățământul nostru se poate încadra la acest lucru, mai ales că avem și o altă situație. Apropo de legislație. Uh, Liceenii din învățământul tehnologic se pregătesc la nivelul liceului respectiv, cu dotări din anii 70-80. Practic nu s-au făcut decât niște corecturi, niște laboratoare, farvet, cred că se numea programul, prin, prin anii 2000. Sau înainte da. de anii 2000. Cam atât. Deci practic se pregătesc pe niște lucruri foarte vechi care nu mai corespund cu ce se întâmplă în momentul de față în industrie, în economie. Pe de altă parte, învățământul profesional, după cum spune legea, acum se face la cererea unui agent economic, iar practica ar trebui să se facă la agentul respectiv. E economic care da. Și teoretic, acolo ar trebui să existe, nu știu, foarte multe utilaje la care copiii să le învețe, să le folosească, să... Din câte știu eu, lucrurile, cel puțin până acum, lucrurile nu au stat deloc așa, în sensul că se fac de foarte multe ori doar pe hârtie ori unde sunt agenți economici interesați, nu sunt copiii interesați de, de profilul respectiv, unde nu avem un grad de interes foarte mare al agentului economic, copiii respectivi vin și fac practica, dar practic se vor ține, să treacă timpul fără să ne Nu, no, no, pe ceea ce da. să facă practică pentru Sau nu sunt lăsați aceste... să facă chestia asta, bine și profitând de faptul că e o legislație cam stufoasă și riși dacă se lovește sau ceva de genul ăsta e să închizi chiar firma așa de, așa de dificil este să poți să, poți să folosești. În schimb, merg. Acele servisuri unde sunt copii din practică sau ceva care deocamdată merg bine mersi cu copii din genul ăsta care se formează pe domeniu. E adevărat că după ce se formează de foarte multe ori ea Ei, vedeți ceea că... ce scos în evidență în ultima fază, este și acest aspect de ordin legislativ și de perspectivă a firmei. Evident că trebuie stabilite respectate condiții minime de siguranță, de protecție a muncii, la urmă, pe timpul practicii. Dar s-ar putea ca agentul economic să își pună și problema că dacă va avea un necaz, un accident de muncă pe timpul practicii să uh, își închidă afacerea și atunci privit și din această perspectivă te duce cu gândul să nu încurajezi uh, să nu încurajezi uh, finanțarea sau mă rog dezvoltarea unor astfel de activități prin propria firmă. Nu știu, sunt calcule pe care și le fac Atât instituțiile de învățământ, dar agenții economici, în ceea ce privește pregătirea viitorilor absolvenți. Poate că o dotare a școlilor pe multiple segmente de activitate, dar este greu, ar fi, ar fi una mult mai bună. Este greu, din nou intervine componenta financiară. Poate și celălalt aspect, că într-unele școli sunt folosite mai mult, în altele mai puțin, noile dotări, în altele se dovedesc a fi complet inutile, și o soluție funcțională nu reușim să găsim, din păcate, nici în acest, în acest sens. Dar, această cointeresare a agenților economici sună mai bine. Ai atrage, ai transforma în parteneri în activitatea educațională. Cred că aici se poate obține ceva pe viitor, mai ales pe aceste <coughs> activități practice. O să ne întoarcem la discuția noastră despre acum cu aplicație, cu aplicație în învățământul superior. Sunt două întrebări care mărturisesc, nu știu să dat, dar sunt două sms și cum e clientul nostru, stăpânul nostru, o să le răspund. Una dintre ele ne întreabă dacă se fac o mâine pe ideea anunțată de Ministrul Sănătății că suntem deja de în carantin, suntem în epidemie de gripă, de și școlile pot să se înceteze program. Din câte știu eu, nu este o poziție oficială a Ministerului Educației. Dacă vor fi cazuri se va. Sub, peste 20% dintre copii sunt bolnavi. Abia atunci se va lua această decizie, dar se ia de la școală la școală. Deci nu se pune problema să avem cel puțin, nu știu, la acest moment, să existe în gorș, cel puțin școli cu, cu activitatea blocată, de să, să, să nu meargă că, copiii la școală. Să sperăm că vacanța de săptămâna viitoare va, va îndrept, rezolva da probleme. va, îndrepta și vremea și lucrurile se vor pune la punct, vom avea mai puține cazuri de gripă. Da. Și o altă întrebare, mă tuzesc, e interesantă, de asta am și... Spune așa cineva, bună seara, am apelat la emisiunea dumneavoastră pentru că dezbateți probleme de învățământ. Sunt un cadru didactic care sunt în concediu de maternitate. Aș vrea să revin uh, mai devreme în activitate decât în uh, începutul anului 2020 când mi se termină mie concediu de maternitate. De la școală mi s-a uh, spus că nu se poate dacă am făcut cerere pentru toată perioada. Din ce știu, da, avem și un nu, zi, zi, de meserie. Nu, răspundeți, doamne, că nu Da, din ce știu eu, puteți face cerere de revenire, deci puteți fi titular, bănuiesc că să nu spuneți aici că sunteți titular sau nu, dar dacă sunteți titular, puteți reveni pe catedră la momentul uh, când doriți acest lucru, în condiții de lege, deci se face o cerere și asta, și puteți reveni mai devreme, nu trebuie să așteptați finalizarea celor doi ani, cel care ai venit pe Catedra dumneavoastră este. Angajat pe perioada da, determinată. Și automat trebuie să părăsească postul urmând ca inspectoratul școlar să-i găsească o altă... Deci nu e nu... Dacă vi s-a spus așa de la școală este o prostie. Chiar dacă ați făcut la momentul când ați făcut cererea omul respectiv a fost angajat pe un an de zile. De deci se poate, din, din ce știu eu, se poate interveni pe, pe acest lucru. Titularul da. este, are prioritate. A Aș mai adăuga eu period. că în cazul în care instituția școlară uh, refuză să îi ofere un răspuns sau prin răspunsul care îi se oferă consideră că îi se încalcă uh, anumite drepturi, să se adreseze uh, instanței de judecată și uh, fiind pe contențios administrativ, termenele nu sunt foarte lungi, problema poate fi rezolvată în timp, uh, în timp util. Da, există și un compartiment juridic la inspectoratul școlar, deci cu siguranță puteți să rezolvați această problemă deci puteți să reveniți pe bănuiesc chiar din semestru 2 sau în cursul anului școlar deci puteți reveni după ce depuneți o cerere și deci nu e nicio nicio problemă. Dacă îndepliniți condițiile, de, vă spuneam de titular în învățământ dacă nu sunteți titular și ați intrat din momentul când erați pe postul respectiv, drepturile sunt mai alea, deci trebuie să respectați acea acea condiție de perioada pe care ați cerut-o și pe care v-a fost aprobată. Ne întoarcem la discuția noastră, cea referitoare la perspectivele învățământului românesc, perspectivele într-un interval de timp, să zicem 1-5 ani, și vorbeam de învățământul superior. Acum, cum vedeți? Situația e clară. Vor veni mai puțini candidați la învățământul superior, este clar că vor ieși mai puțini absolvenți. Asta nu e, e matem, nici măcar matematică, e logică pură. Problema care se pune acum este dacă cei care vor veni spre învățământul superior vor fi mai bine pregătiți decât sunt în momentul de față. Și mai ales dacă vom avea specialiști mai buni formați de învățământul superior după cei trei ani pe licență plus doi ani cu masterul ciclu Bologna da. și eventual care vor ajunge și la doctorat. Grea întrebare. Este, este de analizat ceea ce s-a întâmplat și în ultimii ani. Nu vă spun eu această noutate, Nivelul pregătirii absolvenților a scăzut în România. Nu de foarte mult timp, președintele Academiei spunea de confuzii majore pe care fac studenții pe chestiuni de geografie, de nivelul unor clase gimnaziale. În ceea ce privește viitorul, dacă vor fi și cu siguranță vor fi mai puțini studenți, se prezumă faptul că aceștia vor fi mai bine pregătiți pentru că uh, se va lucra cu un număr mai, mai restrâns de, de oameni. Dar poate fi și celălalt aspect, și anume uh, faptul că universitățile nu își vor mai putea ocupa locurile și atunci uh, studenții. Sau o parte dintre ei vor profita de această situație pe ideea că oricum promovările se vor face mai ușor, deoarece instituțiile de învățământ superior duc lipsă de, de candidați. Există, după cum vedeți, două tăișuri. Poate fi mai bine sau nu, rămâne să, să vedem ceea ce se va întâmpla. În privința învățământului superior, pot să spun că aici s-au făcut câțiva pași, dar care nu vor putea acoperi acest gol care se întrevede în perspectivă. La Universitatea din Petroșani, de asta vin cu un exemplu concret, sunt, din câte știu, vreo 300 de studenți din afara granițelor României. 250, 300 și nu știu cu exactate, dar oricum mulți studenți din afara granițelor României. Este adevărat că marea majoritate a acestora o reprezintă studenții din Basarabia, din Republica Moldova. Așa încât s-a găsit această soluție de a internaționaliza învățământul românesc și a aduce studenți din, din, alte, din alte state dar ca să reușești să atragi studenți și din țări mai depărtate sau, mă rog, dispus să vină aici, este mult mai greu. Sunt chestiuni legate de cultură, de limbă, de uh, variante pe care le au la ei în țară sau variantele pe care le pot găsi la foarte multe alte universități din străinătate. Iată, universitățile din Anglia au început să atragă ca un magnet pe Mulți dintre absolvenții uh, români. Uh. V-am zis de, de Universitatea în Petroșani, acolo avem absolvenți nu doar din, din Basarabia, ci și din alte state, dar numărul cel mai mare fiind al basarabenilor rezultă că această chestiune legată de limba vorbită este un impediment pentru un străin ca să vină să studieze în, în România. Îmi spuneau, cred că pe începutul toamnei sau chiar în trecut, doi băieți studenți din Așgabat, cred că am pronunțat bine, și ziceau că fac până acasă aproape trei zile, așa încât pleacă o singură dată pe, pe an. Ori nu e ușor, putem compara situația cu cei care își fac studiile superioare în propria localitate și alții care, iată, merg o dată pe an acasă, chestiuni care implică mai multe aspecte și financiare și sentimentale, pleci de acasă la 18 ani, ți-e dor, vrei să te întorci mai repede, așa încât o internaționalizare a învățământului superior românesc, din păcate, cred că nu o vom prinde în timpul vieții noastre. Una la, la scară mare, pentru că așa un număr restrâns de studenți străini, probabil vor fi mereu, sunt, au fost și vor fi. Păi, ar fi și greu să prindem având în vedere că universitățile din România sunt după numărul 500 la nivel mondial, deci nu avem în primele 500 nicio universitate din România. Am mai avut oscilații dintre cele trei mari universități din Cluj, Iași și București, uneori au mai urcat în, în clasament, dar... Nu doar aceasta este, este problema, ci v-am zis și, și celelalte aspecte. Vin în România, o să vrea să rămână aici, o să vrea să lucreze. Sunt totuși străini, sunt niște bariere. Dacă vin oamenii și fac o facultate în România, vor dori să lucreze strict. Pe domeniul lor. Au reușit asta, mulți absolvenți de medicină în anii trecuți. Din România se întâmpla acest fenomen al exodului medicilor, rămâneau locuri libere și atunci studenți străini ă, ă, terminau studiile și ă, rămâneau la rândul lor să lucreze în, în România. Și această chestiune oarecum nu mai este de actualitate pentru că, așa cum știm, exodul medicilor, din fericire. Din România către Occident s-a diminuat în, în ultima perioadă, din motive pecuniare, așa cum știm cu, cu toții. Dar rămân problemele, apropo, și acum ne întoarcem la, cu ce am început, cu partea financiară. Investițiile în educație sunt în continuare destul de reduse și ar fi nevoie de foarte multe. Vorbeam de partea că nu copiii care termină, elevii care termină liceul pe învățământ tehnologic nu, nu, pot să facă o practică adecvată pentru că o fac la, cu dotarea din unitățile școlare respective, dar sunt multe alte lucruri care lipsesc. Practic întreg învățământul românesc este tehnologizat la nivelul anilor 2000, deci, practic, nimic nu mai funcționează cum, cum, ar trebui. Și cu toate astea se fac, facem informatică aplicată și alte chestii de genul acesta. Nu ne mai vorbim și vorbea ministra actuală a educației, eterna Ecaterina Dronescu, de faptul că toți elevii pentru un program european ar putea să aibă tablete în viitor și table inteligente. Măcar atâta lucru dacă s-ar putea face, în anii următori și ar fi o realizare pentru că e clar și vorbim acum din perspectiva oamenilor de la catedră, învățământul cu creta și tabla nu prea mai merge. Nu mai atrage tindă la generații. Probabil dumneavoastră, profesorii de istorie, fiind conservatori prin prisma specializării veți fi bucuros să folosiți în continuare tabla și creta în spiritul tradițiilor păstrate. Auto, A, da. Da, am, glumit, am glumit evident. Nu cred că este de nerealizat un astfel de program pentru copii sau cel puțin copiii de o anumită vârstă din România și anume pune la dispoziție a unor mijloace electronice de învățământ de acest fel tablete, cum a spus dumneavoastră. Foarte posibil ca unii nici să nu aibă nevoie de ele pentru că deja le dețin. Cred că un pic mai complicate stau lucrurile pentru învățământul din mediul rural unde. Accesul către acestea, să spunem că e un pic mai mai uh, greu. Dar uh, vorbeam de libertatea de sau de opțiunea de, de a alege viitorul uh, educației copiilor. Pe acest domeniu al IT-ului nu este lipsă de uh, opțiuni. Foarte mulți tineri se îndreaptă către... Studiile din această specializare, deoarece uh, își găsesc foarte ușor de lucru, atât în țară, cât și în străinătate, uh, pe un domeniu atât de vast și cu o perspectivă pe care nici nu-i imaginam în urmă cu 20, uh, în urmă cu 20 de, de ani. Chiar cu 20 de ani, colegul meu de bancă din Școala Generală, când am auzit că este student la calculatoare, l-am întrebat ce vei face pe viitor cu calculatorul. Nu concepeam uh, o dezvoltare atât de mare a acestui uh, domeniu. Problema va fi pe alte uh, ramuri, ci nu doar la nivelul, la nivelul uh, IT-ului, așa cum am spus mai devreme. Este bine venit o astfel de, de inițiativă dacă se va aplica și dacă va fi finalizată cât mai curând, pentru că și generațiile actuale, odată ce termină Școala să fie familiarizate cu utilizarea computerului pentru că în orice domeniu sau aproape în orice domeniu este nevoie de calculator. Am înțeles. Nivelul învățământului superior din România poate fi de vârf în anumite domenii și apreciate chiar, vorbeam de IT, medicină și altele, s-au cotit mai slab în alte, în alte segmente, nerecunoscut în vest de foarte multe ori, pentru că avem foarte mulți absolvenți care merg de învățământ superior, unii chiar cu carieră universitară în România și în care în străinătate nu s-au recuno recunoscut studiile sau au trebuit să alerge destul de mult. Pentru echivalări și alte lucruri, ca să poată fi recunoscuți cu, cu, cu acele studii care le făcuseră în România, de multe ori chiar și în străinătate, deci făcuseră un master sau ceva în Occident? La nivelul Uniunii Europene nu trebuie să se mai ridice această problemă. Sunt studii absolvite în cadrul unei țări membre, membră cu drepturi de pline, evident, și. Aceste aspecte să poată fi eventual ridicate de către alte state extra-europene, așa cum cunoaștem împreună situații de uh, practicanți pe diverse meserii în țară, au mers în străinătate și au trebuit să-și reia studiile, deși le parcurseseră și le și uh, absolviseră cu note bune, își cunoșteau bine, își cunoșteau bine meseria. Uh, Repet, la nivelul Uniunii Europene, lucrurile acestea nu ar trebui să mai poată fi invocate, ci să, să fie recunoscute de studiile școlilor românești oriunde în cele de state. Suntem la faza de concluzii, mai avem circa două minute. Să încercăm să sintetizăm puțin la ce se întâmplă. Deci, e clar că semnele de vin dinspre învățământul liceal sau admiterea în învățământul liceal nu sunt bune nici pentru restul învățământului. E adevărat că mergem pe interesul firmelor de data aceasta, e normal acel interes, dar parcă să spunem așa faptul că se dă și un nivel inferior de calificare. Cum am spus mai devreme, rezultatele educației se văd în ani sau în foarte mulți ani. La cum stau lucrurile acum poate ne hazardăm dacă vom da un pronostic întru totul negativ, dar niciunul cu foarte multe reușite, că nu avem motive întemeiate deocamdată în, în acest sens, dar știm că învățământul a fost ramura cea mai reformată în ultimii aproape 30 de ani, așa că. De aștept, așa de râu, da. Așteptăm ca la anul să vină o altă reformă, o altă viziune, și poate poate că vom avea parte și de stabilitate, pentru că pe orice sistem, în momentul în care el se stabilizează, începe să dea și roade. Deci, concluzia, să fim optimiști că belele curg. Mulțumim mm. pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul Adelin Ungureanu, lector universitar, doctor la Universitatea din Petroșani. Mulțumim pentru atenție. La revedere!